vedeți, se apropie de, mai ales la maxim, de zona destul de metalic, așa se poate cânta pe canalul ăsta cam orice. Având două canale cu
volum separat, putem obține dintr-un amplificator cu două canale, putem obține lejer un amplificator cu încă două canale în plus, respectiv cu trei nivele de drive, ceea ce poate fi foarte folositor în anumite situații. O să încercăm acum amplificatorul ca un amplificator cu două canale clean, să zicem. Asta ar fi clean-ul adevărat. Și asta ar fi drive-ul cu canalul de drive cu drive-ul spre minim și cu master jaw mai sus. Și atunci putem folosi practic să avem cu ajutorul drive-ului din Twin Tube Classic să avem practic două tonuri cu rip și lead, respectiv Twin Tube Classic pe canalul de clean, canalul de rip pe care îl putem comuta pentru solo pe canalul de drive al amplificatorului. Același lucru cu canalul de lead. Eu mă bucur că i-am luat așa ceva. Sper să mă țină cât mai mult. Și vă recomand și vouă, dacă găsiți, dacă vă place, să vă luați, pentru că eu zic că e pedală bună. Face mai mult decât o pedaluță solid state. Costă mai mult, dar și face. Salut!